Mama socu. Nu contează vârsta, contează centimetri aia în plus. Da. Frere joacă, frere joacă, dorme-vous. Eu cred că aici e vejel. Da? Trec la unele mai. Da. Nu cred așa ceva! Începe un nou interviu marca Wow News și alături de mine astăzi, Alex Nedelcu, se află doi sportivi de performanță, doi luptători. Pe unul dintre ei îl puteți vedea pe data de 14 decembrie într-o gală la noi în România. O să îl întrebăm pe el mai multe despre asta. Iar pe celălalt l-ați mai văzut în ultima perioadă în postura de arbitru în competițiile sportive. Astăzi le spunem salutări lui Yamato și lui Mirel. Salutări, băieți, ce faceți? Bună. Salut! Mirel, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre gala de pe 14 decembrie. Voi lupta din nou în Coloseu în turnament. Voi avea un meci foarte dificil cu un adversar foarte înalt. Cât de înalt? Care e diferența dintre voi diferența doi? Diferența nu e mare, că și eu sunt foarte înalt, el are 1,91. Aha, da. Nu e mult mai înalt ca mine, da? E pe acolo. Serios, chiar asta e diferența dintre voi? Da, 20 de centimetri, da. Și el ce vârstă are? 20 de ani. Bine, la capitolul ăsta... Nu contează vârsta, contează centimetri aia în plus, oriunde. Ce înseamnă să câștigi? Adică ce îți dă motivația ta să câștigi? Emoțional, sentimental, nu știu dacă... Dacă e ceva, dar și emoțional... Față de sportul ăsta, pentru tine, sport, cariera ta. Este cariera mea, iubesc acest sport, fac de la vârsta de 6 ani și emoțional tip... Poate îi place de adversar, ce să zic acum? Nu, că nu e genul meu. Emoțional, îți dai seama că ai emoții la fiecare meci, te bucuri după fiecare meci, indiferent de adversar. Importantă e victoria până la urmă și... Sunt și emoțiile înainte de meci, că n-ai cum să nu ai emoții înainte de meci. Și pentru cei care vor să înceapă o carieră în sportul ăsta, sunt convins că e și financiar motivat. Nu vreau să te dezamăgesc, dar financiar nu. Nu? Nu sunt niște sume colosale ca să poți să trăiești doar din sport. La noi sportul e mai mult un hobby. Am înțeles. Yamato, tu o să arbitrezi meciul ăsta? O să arbitrez în această gală, nu știu dacă meciul lui Mirel neapărat, pentru că lista de arbitrat se face atunci, știi? Și de obicei organizatorii nu prea vor să arbitrezi la centru dacă sportivul are o relație de prietenie sau este de la același club cu noi. Deși, din punctul meu de vedere, e o mare prostie, că eu care sunt la centru nu-i ofer sportivului din ring niciun avantaj. Nu i-o dau puncte, nu i-o dau decizia. Dar s-a întâmplat să-l arbitrezi pe Mirel până acum într-o gală oficială? Te-am arbitrat? Nu cred. Nu? Într-o gală la profesioniști, nu. Dar dacă ar fi... Campionate naționale, posibil să mă fi arbitrat. Dar dacă ar fi să-l arbitrezi, ai avea o emoție acolo? Adică ai fi cu sufletul alături de el sau, bă, ok, asta e lupta... Nu, hai să-ți spun ceva, o spun mereu. Eu când sunt acolo la centru sau la margine și dau punctele, nu țin niciodată. Pentru mine, sportivii care intră acolo sunt roșu și albastru, colțul roșu, colțul albastru, nu contează cine e, că este Mirel sau chiar unul din frații mei. Pentru mine nu are importanță. Scrieți amândoi pe tabliță ce vârstă are Mirel. Hai, întoarceți. Bun, răspunsul s-a potrivit, 1-0 pentru Yamato. Ia să vedem. Următoarea, scrieți acum ce vârstă are Yamato. Da, vedeți, nu trageți cu ochiul. Nu trag cu ochiul. Întoarceți. 25, da, corect, 1-1. Deci am început ușor și simplu. Păi e simplu, că Mirel e cu 10 ani mai mare ca mine. 10 ani diferență. Hai să vedem următoarea. S-a născut și în aceeași lună. În aceeași lună? Da. Și data? Nu, prea multe. Ce nu îi place lui Yamato la el? La el? Da. Eu nu știu ce nu-mi place. Păi, dacă ai fost antrenorul lui și mai ești antrenorul lui? În acte, da. Deci ești antrenorul lui. Înseamnă că îl cunoști foarte bine și știi ce nu-i place la el. Ce nu-i place? Hai să vedem. Notați acolo.
poate să fie un punct pentru Mirel, sau nu? Nu tragi la mine. Vreau să uite la mine. Ia să vedem ce a scris. Yamato zice că n-are răbdare, nu-i place că n-are răbdare, da. Mirel nu știe. Păi, da. Nici eu nu știam până da, la întrebare. N-am cum să-ți dau punct, Mirel. Îți dă? Treci la unele da. Mai... Hai să vedem acum invers. Care este premiul? Premiul? Nu ne-ai spus ce premiu avem. Bine, ok, hai să vedem. Ce puneți la bătaie? Cum păi tu trebuie să pui la bătaie ceva. Uite, acum două săptămâni a fost interviu alături de Albert și Lucian și ei au făcut, la sfârșit au pus pe 40 de flotări. Albert a făcut 40 de flotări la final. Acum, se vede pe fizicul vostru că sunt convins că faceți... Lui Albert. Sunt convins că faceți 40 de flotări. Altceva? Na. Nu știu. 4.000 de tracțiuni. Bine, ok. Bine, ok. O filmăm pe prima începutul și sfârșitul. Și sfârșitul, da. Mi se pare da, normal. Bine, ok. Dar ce nu-i place lui Mirel la el? Doar un lucru, Mirel. Nu prea multe. Mamă, ce critic e cu el însuși. Stai un pic. Prima dată întoarce Yamato. Este prea frumos. Nu există prea frumos. Ia să vedem, Mirel. Mă îngrași prea repede. Nu, prea mă gândesc la asta. Nu merge. Păi cum nu merge? Mă iau 10 kg într-o zi. Păi da, dar nu merge răspunsul, că n-a dat el răspunsul potrivit. Deci n-am cum să-i dau lui. Ia uite, nu m-a dus capul. Cine stă mai mult pe telefon? Întoarceți plăcuțele. Yamato, zice Yamato. Mirel zice Yamato. Săgeata trebuia făcută invers. Da. A greșit la desen. Dar, Mirel, cât timp stă Yamato pe telefon? Unde ai observat asta? Cât stă? Toată viața. Tot timpul? Non-stop. Ce ar alege Mirel? Banii sau dragoste? Scriu și eu? Scrie și tu, normal, să vedem dacă el zice bine. Întoarce Yamato. Stai că n-am terminat. Gata. Banii, zice Yamato, dragoste, n-ai ghici. Banii sunt trecători. Vezi da. Lui, și ce dragostea nu e trecătoare? Nu e trecătoare. Deci tu... Dacă e dragoste adevărată, nu moare niciodată. Tu... Nu-mi place cum gândiți. Eu cred că aici e vejele. Dacă n-ai uitat-o pe niciuna din viața ta. Nimeni, îți dai seama. Bă, nu știu, eu zic că și dragostea e trecătoare. Dar dacă și-ai face un tatuaj cu fiecare nume, nu i-ar ajunge corpul. Păi... E răutăcios. Poate face în limba japoneză, că sunt cuvintele, sunt ietate. Dar eu știu japoneză. Da? Știu să și cânt. Știi să cânti în japoneză? Da. Lasă că avem o întrebare mai încolo. Ce preferă Yamato? Blondele sau brunetele? Da, eu sunt, la asta o să numeresc. Nu trebuie să... Nu amândouă sau pe toate. Blonde da. Sau brunete? Ca să vedem dacă ia Mirel punctul sau nu-l ia. Ia să vedem Mirel, întoarce. Ok. Blonde, roșcate, brunete. Dar pe locul 1 sunt blondele. Îi dăm un punct lui Mirel. I-am dat punct. Am și dovada că îi plac blondele. Care ar fi dovada? Nu pot să vorbesc. Că nu sunt cu mașina și nu pot să vorbesc. Ok. Ia să vedem. Întrebare pentru Yamato. Care este cea mai mare frică a lui Mirel? Frică sau fobie? Fie dragoste trecătoare. Ia, nu tragi. Hai, Yamato, ia întoarce. Băi, oricum, n-am nimerit. Poliția, merge repede cu mașină de accidentare. Dar de ce crezi că poliția, Yamato? N-am cum să-ți dau. Tot timpul permisul, el lasă bate. Păi cum îți ia tot timpul permis? Că eu mereu te văd cu mașina. Da, și ce dacă... Asta nu e o regulă. Am înțeles, da. Mai are și șofer. Aha, da. Împotriva voinței mele, mi se suspendă dreptul de a conduce câte 3 luni. Dar lucrurile astea se întâmplă des sau... Când ești din București. Și ești des din București. Pe autostrăzile astea bune ale patriei. Care este cea mai mare frică a lui Yamato? Frică. Antrenorului trebuie să-i cunoască frica. Trebuie să-i cunoască deja frica, nu să afle acum. Ia să vedem Yamato, ia întoarce.
Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Nu cred că ai ghicit întrebarea asta. Da, Mirel primește punct. Deci nu mă aștepta. Da, răspunsul s-a potrivit. E un samurai. Da. Într-adevăr se vede că ai fost și vei rămâne antrenorul lui, senseiul lui. Următoarea întrebare. Fără ce nu ar putea trăi Mirel? Am văzut reacția, e clar, știe. Întoarceți? Isa, adică fetița ta. Da. Bravo, foarte bine, felicitări. Felicitări. Un răspuns foarte frumos. Vă amintesc că scorul e 2-3. Pentru cine? Pentru Mirel. Dacă se termină egal? Împărțiți și voi tracțiunile. Cine vorbește mai mult? Dacă se termină egal, le faci tu. Le fac eu? De. Cine vorbește mai mult? Yamato sau Mirel? Cine ia punctul aici? Întoarce. Asta e, să vedem. Mirel. Mirel vorbește mai mult, Yamato stă mai mult pe telefon. Deci, hai, vă dau punct la amândoi. Cum la amândoi? Pentru cine era întrebarea? Era pentru mine, ca să nu vrea să egalizeze, să facă tracțiuni. Păi vă dau punct la amândoi. Și e 4-3. Întrebarea asta a fost, Mirel vorbește cel mai mult, ia el punctul, da. Și Yamato stă mai mult pe telefon, ia și el punctul, okay. Acolo. Ce muzică ascultă Yamato? Cel mai des. Gata, știu și eu. Dar te rog să fii sincer, Yamato. Eu? Normal. Întoarce, ia să te văd. Da, bună, bună. Care sunt talentele ascunse ale lui Mirel? Jonglează cu mere, în bucătărie, nu știu. Ia să vedem, Mirel. Vocea și talentul meu. BD. Talentul. Nu zic, cine vă reprezintă? Cine? Familia. Cine vă reprezintă? Vocea și talentul meu. Ai zis că știi să cânti în japoneză. Bă, să știi că ăsta da. E un talent. E da. Chiar o... Talentul lui e veșeala. E chiar... Imawa soku. Și semnăm chiar acum. Da, nu știi, una... de la BD? Imawa soku. O știu, dar una mai... Una pe care nu o știm. Noi am făcut o încercare. Una de actualitate, nu, că nu s-a mai uitat. Păi ce știe pe asta? Îi dau punct lui Yamato. A zis talentul. Ce tic are Mirel? Întrebare pentru Yamato. Ce tic? Păi nici eu nu știu ce tic am. Tic? Ah. Ceva ce face sau să spună? Poate o superstiție, hai să zicem așa. Hai, ce TikTok are Mirel? Ce tic sau superstiție? Ah, superstiție. Hai superstiție. Hai, superstiție. Păi era mai simplă prima. Hai. Hai tic. Hai tic. Hai, întoarce-ți. Freza tot timpul aranjată. Are... Yamato zice că ai ticul minciunii, minți. Ce și eu? Minte sau zice un alt fel de adevăr? Ei, așa face mișto de lume, știi? Îmi bagi unde da. Mă întreabă ceva, îi trimit ce în altă parte. Ce zi știi? Deci de astea faci. L-am trimis pe un coleg de la lot în cantonament să căuta pe altul și l-am trimis să bată la altă ușă și a sărit omul pe el la două noaptea. Deci vezi că am ghicit. Mamă, farse bune, astea merită filmate. Deci vezi că am ghicit. Da, îți dau. Dă-i punct. Îi dau. Dar ce tic are Yamato? Barba. Să verific telefonul. Ce face la barba? Tot timpul aranjată și eu. Am observat și eu asta, că uneori făcea asta la barbă. Tot timpul. Da. Ar putea, dai. Dar și cu telefonul, într-adevăr, eu nu stă pe telefon. Da. Mi-ai văzut în fiecare pauză publicitară? Are notificări, cripto, Instagram, tot felul. Cade, crește Bitcoin. Îi dau punct? Nu, păi dacă el a zis ceva, eu să păi rămâne așa. Care sunt calitățile lui Yamato? Scrie trei dintre ele. Trei calități? Da, trei calități. Scrie și tu, dar să nu vadă. Trei? Hai, întoarce Yamato. Bun.
Am scris două. Hai, lasă două că merge. Dacă nimerei, sportiv bun, prieten bun. Prietenul meu. La prieten. Sufletul, hai că merge, prieten bun. Atenția și ambiția, sportiv bun. Hai că se potrivesc, da. Corect, îi dau un punct, îi dau lui Mirel un punct. Ia să vedem acum. Dar care sunt calitățile lui Mirel? Sufletul și prietenia. Ia să vedem. Ai băgat trei? Nu, no, tot două. Ambițios, orgolios, săritor. Tenacitate, perseverență. Hai să zicem ambițios cu perseverență. Merge. Merge. Tenacitate cu săritor. Bun, da? Da, da, da. Spus în alt fel. Îi dăm punct, îi dăm punct. Merită. Îi dăm punct. Bun. Cine dansează mai bine dintre voi doi? Am văzut eu cât ați fost în Republica Dominicană. Întoarceți. Mirel dansează mai bine. Hai să-i dăm un punct, pentru că dansează bine. Bun. Vrei să ne demonstrezi? Nu, pentru cine? Nu. Hai să ne demonstrezi. Hai să vedem acum. Unu, pentru doi, cine era întrebare? Doi. Am zis așa. Unul de consolare. Și ultima întrebare. Cine cântă mai bine dintre voi doi? Ți-am făcut demonstrație mai devreme. Nu. Nu. Mirel cântă mai bine. Bun. Ok. În momentul al acesta, scorul este egal. Ah, egal. Tu dacă... faci tracțiunile. Nu. Păi stai nu? Puțin. Stai puțin. Înainte de întrebarea asta. Ah, înainte de întrebarea asta. Dacă asta e ultima? Care dintre voi face demonstrația, ia punctul și câștigă. Dacă într-adevăr ești mai bun cântăreț, fă-ne o demonstrație. Ok, ce, zi-mi ce vrei să-ți cânt. Știi, eu cântecul ăla, alt cântec în japoneză decât nu, ăla... Nu, unul singur, pe unde, de unde vrei să știu atâte? Ăla diferit față de filmul de BD. Nu, păi e de la mine l-am învățat. Ia, hai să vedem. Ima wa soku și semnăm chiar acum. Asta înseamnă? Da. Da? Da. Îi dăm punct, stai să vedem. Hai, Yamato, bagă și tu. Ai zis că tu asculti manele. Un refren. Ia, chiar îl cântam noi în Dominicană. Stai mereu. O zi bună, zecerele, nu? Aia, cum era? Așa, sunt Adrian. Zilele mele, una bună, zecerele. Sfântul Doamne, cineva să mă scape de lumea. În stilul ăsta rămânem egal noi și tu punctul. Nu, acum asta a fost exemplu, Yamato. 1, 2, 1, 2, 3 și... Păi am cântat, sunt varză. Da, n-a fost. Nu mai cânt, că mă eclipsezi. Mirel, din nou. Mirel a luat punctul, gata. De gata, nu mai, câte melodii vrei să spun? Nu mai știi niciun refren? Vrei să cânt ceva în franceză? Ce da, în franceză? Ia bagă un refren în franceză. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne-ne matină, sonne-ne matină. Vezi cine are copil? Ding, dang, dong, ding, dang, da, dong. îi dau punctul. Gata. Bun, vă mulțumim băieți pentru că ați acceptat provocarea noastră. Felicitări, Mirel, ai câștigat oportunitatea de a face cele 40 de tracțiuni. Care 40? Am vorbit că facem 4.000 de tracțiuni. 4.000? Bine. Filmăm două la început și pe ultimele două să vedem corect, cum e. Corect. Vă mulțumim, bine, vă salutăm pe cei de acasă. Să Dumnezeu așa, să încep cu victorie acum și la meciul de pe 14 să fie tot victorie. Urmăriți-ne. La revedere.